Zilele trecute am primit o cutie roșie. Un fel de mystery box. Oare ce credeți că am eu aici? Să-l desfacem? E o surpriză și hai să vă zic că este și o premieră. În momentul ăsta eu am filmat cu o săptămână înainte de lansarea acestui produs, pentru că am vrut să-i fac un fel de un unboxing, pentru că chiar merită să vedeți ceea ce am eu aici în cutie. Hai să întoarcem cutia să se și vadă ce am. OnePlus. Este o cutie, este media kit-ul pe care l-am primit de la cei de la OnePlus, pentru că astăzi s-au lansat noua serie OnePlus 9, 9 și 9 Pro. Și când zic de OnePlus, zic de telefoane foarte bune și vorbim de acel concept de iPhone killer. Mă mai țin mult în suspans. Hai să-l desfacem. Voila! Cam așa arată cele două cutii ale OnePlus 9 și OnePlus 9 Pro. Trebuie să vă mărturisesc, nu am putut abține și am desfăcut OnePlus 9 Pro, pentru că îmi doream foarte tare să văd cum arată. Și pot să spun că arată incredibil. Nu știu dacă are baterie, sincer, acum l-am pornit pentru prima oară, pentru că am vrut să-l pornesc alături de voi. Până pornește acest telefon, să-l desfacem și pe al doilea. Vă spun că conținutul cutiei nu s-a terminat și mai am o surpriză de la cei de la OnePlus. Nu știu dacă așa vor arăta cutiile pentru produsele din magazine. Și aici avem, să nu desfac toată și să nu stric ceva pe aici, aici avem OnePlus 9. Este varianta cu 3 camere. Trebuie să spun că cei de la OnePlus pe aceste două modele au folosit tehnologia celor de la Hasselblad. Deci cam așa arată noile OnePlus 9 și 9 Pro. Trebuie să spun că sunt impresionat de design. Într-adevăr, acest design l-am regăsit pe un alt telefon chinezesc, cel puțin designul de cameră, dar nu și calitatea camerelor pe care ne-o promit cei de la OnePlus. Dar despre calitatea camerelor o să vorbesc într-un review viitor. Hai să vedem ce mai conține cutia de la media kit-ul OnePlus. Încărcător wireless pe 50W. Wow! Deci tehnologia asta a evoluat atât de tare în ultima perioadă încât nu mi-aș fi imaginat. Multe telefoane în momentul de față, multe vârfuri de gamă în momentul de față nu se încarcă la 50W prin fir, dar încărcare wireless pe 50W. Wow! Cei de la OnePlus mi-au trimis și două carcase și pe cutie scrie așa: Protect your phone from drops, Ignox with shock absorbent case that keeps your phone at its best. Practic, aceste carcase vă protejează telefoanele împotriva șocurilor și absorb șocurile pe care le suferă sau le pot suferi telefoanele în timpul căderilor accidentale. Noua serie OnePlus vine cu un design schimbat față de seria 8, 7, 6, 5, 4 și vin la 3, pentru că eu încă mai am telefonul OnePlus 3T și sunt în momentul de față utilizator de OnePlus 8T. Designul îmi place foarte tare. Aceste linii curbate, spun cei de la OnePlus, vă asigură o vizibilitate foarte bună a ecranului. Sunt acoperite cu Gorilla Glass 5. Vorbim de un flagship killer sau un iPhone killer, pentru că OnePlus 9 și 9 Pro vin împreună cu cel mai nou procesor Snapdragon 888, pe care îl găsim pe toate flagship-urile existente la ora actuală pe piață și probabil care se vor lansa și până în a doua jumătate a acestui an, pentru că Snapdragon 888 este ultimul standard în piață. Vin cu 5G, încărcare rapidă pe 65W, ceea ce înseamnă o încărcare de la 0 la 100% a bateriei în
puțin peste 30 de minute, așa cum ne-am obișnuit la acest standard de încărcare. Și da, vin cu certificare Hasselblad. Am instalat noul OnePlus 9 Pro, abia aștept să-i testez camerele. Vă spuneam și de încărcătorul wireless care vine în pachet și care e impresionant, cu 50W pe încărcare rapidă. Nu vine în pachet, puteți să-l achiziționați, un accesoriu. Cred că nu mă va dezamăgi, varianta OnePlus 3T nu m-a dezamăgit, OnePlus 8T nu m-a dezamăgit, cu siguranță OnePlus 9 Pro nu va face niciun acest lucru. Dacă v-a plăcut surpriza mea, aștept un comentariu de la voi, dați și pe subscribe, apoi apăsați și pe clopoțel, pentru că numai așa puteți vedea tot ceea ce postez.